Era de vară târzie. Cer albastru, aproape toată țara, soare. Păsărelile cerepeau, râurile curgeau, totul ca în fiecare zi. Oamenii, fiecare își începea activitatea zilnică. Cei puțini și cei mulți trebuiau să prindă un zbor care trebuia după program să decoleze la ora 8. Asta înseamnă că la 6, da, cât e recomandarea? Cu 2 ore trebuie să fii la aeroport. Dacă ai de mers cu mașina o oră până sau până la aeroport, la cât trebuie să te trezești dimineața? Faceți un calcul. Bănuiesc că cei care erau mai puțini s-au trezit mai devreme, cu mult mai devreme decât cei care erau mai mulți. Ba mai mult chiar, părerea mea personală, că cei care erau mai puțini poate nici n-au dormit noaptea. Cum credeți? Cine s-a rugat mai mult? Cei care erau mai puțini sau cei care erau mai mulți? Zic, dar despre cine vorbești? Că nu putem așa să ghicim. În ziua aceea, 4 zboruri naționale vor rămâne pentru totdeauna în istoria Americii și a globului pământesc. 2 zboruri se începeau sau aveau denumirea de United și urmate de un număr. 2 zboruri erau American și urmate de un număr. Cam asta a fost amplasarea în avion a celor puțini și celor mulți. De fapt, cei puțini au fost 20 în ziua aceea. S-au grupat câte 5 pentru fiecare avion. 4 avioane, câte 5. Dar în unul a fost o persoană lipsă. Au fost doar 4 din cei puțini. Un ofițer la vamă, cu ceva timp în urmă, nu i-a permis celui de-al 5-lea să intre în țară, pentru că i s-a părut ceva suspect la el. L-a suspectat că are de gând să stea peste viză și i-a spus tu în United States nu intre. De aceea, cel de-al 4-lea avion a venit cu o formațiune, să spunem așa, incompletă. Cei puțini s-au aranjat și au cumpărat bilete la clasa 1. Vedeți cu roșu. Cu albastru nu prea se vede, dar mai la mijloc, așa, deci foarte multe locuri goale. Au fost 33 de pasageri și 7 membri ai echipajului. În total, în United 93, în acea dimineață, au fost 44 de persoane. Pe la 8 și ceva, primul avion intra în turnul de nord de la World Trade Center. Cu puțin timp, jumate de oră, al doilea avion intra în cel de-al doilea turn, în turnul de sud de la World Trade Center. Peste încă jumate de oră, al treilea avion intra în Pentagon, în clădirea de bază sau centrala Pentagonului. United 93 trebuia să decoleze la ora 8 dimineața, dar pentru că erau multe avioane pe aeroport, s-a întârziat. A zburat abia la 8 și 42 de minute. Aceștia sunt cei 4 din cei puțini, care vă spuneam că probabil n-au dormit toată noaptea, suspecția mea, nu știu. Și am o suspecție că s-au rugat dimineața când s-au porniți spre aeroport. S-au rugat Dumnezeului lor ca să le dea izbândă să-și ducă misiunea la bun capăt. Din cei mulți, 33 plus 7 membri ai echipajului, nu știu cât s-au rugat. S-a rugat cineva, nu s-a rugat? Voi când intrați în avion, vă rugați sau numai la turbulență? Când dați de turbulență, atunci vrei, nu vrei, te rogi. Când era un zbor deja ceva timp, pasagerii au auzit zgomote, altercații. Nu știau ce se întâmplă.
Cel pe nume Ziad Jara, care stătea cel mai aproape de cockpit, da, de cabina pilotului, cu încă unul, nu știu din care, au pătruns cumva în cabina pilotului, i-au imobilizat și au preluat controlul avionului. În engleză îi spune hijacker, da? Deturnare de avion, sau persoană care deturnează un mijloc de transport, mai ales cu precădere un avion. La scurt timp, Ziad Jara a anunțat într-o engleză stâlcită: "This is your captain speaking." Vorbește capitanul navei: "Stați jos, avem o bombă la noi, nu faceți mișcări în plus." Pasagerii au fost îngroziți. Vă dați seama, fiecare avea speranță că va ajunge la destinație. Așa s-a întâmplat că acești teroriști sau hijackers, persoane care au deturnat avionul, nu i-au împiedicat pe toată durata zborului și când a început această criză, nu i-au împiedicat pe pasageri să folosească acele interphones, pare mi se să numesc, din navă, în care poți lua legătura telefonică cu pământul. Am aflat că au fost 13 persoane în total din pasageri, au făcut apeluri către sol și undeva 37 de apeluri au fost făcute. Faptul că nava lor a întârziat înseamnă că la sol deja cele trei avioane care v-am spus atinseseră țintele. World Trade Center, două turnuri și Pentagon. Lumea deja știa. Cineva care a sunat pe ai săi dragi acasă, li s-a spus că în Statele Unite este cod din ăsta de terorism și a spus ce s-a întâmplat. În mintea pasagerilor, foarte repede a început să se creioneze care este situația lor. Și acum, ca pasager, ce faci? Te supui cerințelor teroriștilor sau nu faci nimic? Sunt situații când e cel mai ușor să faci nothing, da? Să faci nimic. Dar acești oameni s-au gândit că trebuie să facă măcar ceva. Aceștia sunt cei mulți despre care vă spuneam, care nu știu dacă s-au rugat în dimineața aceea. Mass media scria după că când au intrat în avion, acești oameni erau niște străini. Când s-au așezat pe scaunele din avion, erau niște străini. Când s-au sculat de pe scaune, parcă erau frați, s-au ridicat ca un singur om. Au început să gândească ce facem. Au început să vorbească. Și s-a turnat un film după aceste evenimente, se numește United 93, da, filmul, în care prezint aceste evenimente. Și o scenă de la sfârșitul filmului îi reprezintă pe ăștia mulți cum se roagă lui Dumnezeu și acțiunea se mută în cabina pilotului, unde și cei doi se roagă lui Allah ca să le dai izbăvire. Ăștia se roagă și ceilalți se roagă. În aceștia mulți, în primul rând de sus, penultimul, cu chipiul, vedeți. Este un tânăr, un tată tânăr, pe nume Todd Beamer. Pentru mine, de fapt, da, primii doi sunt piloții, copilotul, pe urmă merg cinci însoțitoare de bord, după care vin niște băieți care practic au fost liderii în acea situație, încercau să organizeze cumva. Pentru mine, personal, penultimul, Todd Beamer, s-a remarcat prin ceva. Dânsul a luat interfonul, a sunat la 112, a luat legătura cu solul și a spus: "Mă numesc Todd, iată ce se întâmplă, zborul nostru a fost, nu știm câte persoane sunt, iată ce ne s-a spus din cabina pilotului." Pe operatorul care a luat receptorul în dimineața în aceea, o chema Lisa. Și Lisa a
spus, povestește mai mult. Lisa a luat legătura cu un agent din FBI și l-a pus în legătură cu ei trei. Tot din avion, Lisa de la centrul de dispecer, de unde erau, de la 1-2 și agentul FBI. Tot le-a povestit tot, după care, uitați-vă o frântură din discuția lui Tod, în acea dimineață de 9 septembrie 2001, purtată cu operatorul Lisa. La un moment dat, Tod îi spune, Lisa, te rog ceva, vreau foarte mult să sun pe soția mea și promite-mi că o faci. Și Lisa îi spune, îți promit. Și dânsa spune, soția mea o cheamă tot Lisa. Suntem căsătoriți de 10 ani, spune-i, te rog, că o iubesc mult. Că totdeauna o voi iubi. Avem doi băieți și așteptăm al treilea copil. Am fost la ecografie, încă nu știm ce va fi, dar ni s-a spus că este bine. Tată a aproape 3 copii. După care se întâmplă ceva, tot face o pauză și spune, avionul nostru deja zboară așa eratic. Nu cred că mai ajungem la destinație. FBI presupune că ținta lor fie era Casa Albă, fie era Capitoliul American. Pentru că toți au murit în acea ocazie, nu au apucat să afle care anume era ținta. Dar pentru tot în acel clip era clar că avionul nu mai ajunge. Și zice, Lisa îl întreabă, ce aveți de gând să faceți? Și el îi spune, am făcut un plan, toți ne-am mobilizat, toți ăștia 33 care. Stewardesele au pus apă la fiert, zice, dacă reușim să intrăm în cabina pilotului, zvârlim apă clocotită peste ei ca să putem trage. Și la care tot îi spune, Lisa, vrei să-mi faci o ultimă favoare? Și zice, care? Vrei să te rogi cu mine? În film arată cum tot se roagă. Nu știu dacă a fost așa, dar tot la acel airphone, pitit cumva între scaune, ca să nu vadă teroristul, probabil închide ochii și se roagă cu cineva care este pe pământ, Lisa. S-a rugat cu tatăl nostru și când a terminat, a început cu psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Și la urmă zice, God help me, Jesus help me, în voce. Își curăță gâtul și strigă, băieți, sunteți gata? Let's roll! Acestea au fost ultimele cuvinte care au fost rostite de la bordul avionului. După aceea a fost zgomot. În film arată cum pasagerii încearcă să ia cu asalt cabina pilotului, cu stingătoare de foc și mai ales cu căruciorul ăsta, căruciorul însoțitorilor în care de pe ce se aduce mâncarea, știți? Cela de metal. Încearcă să lovească, să spargă ușa. Se aud zgomote la care se aude prin înregistrarea din cutia neagră cum unul îi spune pilotului, uite, ăștia vin peste noi, trage tare! La care acela trage manșa și avionul se prăbușește undeva în Pennsylvania, neajungând până la Washington. La locul accidentului, astăzi este un memorial. Însemnând că America nu-și uită eroii săi. Aici ar fi, acolo vedeți unde este o piatră în zare, acolo a căzut avionul, chiar lângă această pădure, da? Un loc foarte pitoresc. Și acolo astăzi este un memorial. Cei puțini și cei mulți. Cineva avea misiunea să ia viața în acea zi, cineva a avut misiunea să salveze cât mai multe vieți. Americanii au pus o inscripție la acest memorial. Ideea este că până acum acest câmp era un simplu câmp. Dar de acum este a field of honor forever, un câmp al onoarei care va rămâne așa pentru totdeauna. Mă gândeam
că în viața fiecărui dintre noi, cineva spunea, în viața fiecărui va fi un așa numit moment Estera. Știți ce înseamnă momentul Estera din viața ta și în viața mea? Este atunci când intervine o situație din asta în care îți tremură genunchii, în care îți vine să plângi, în care se pune așa un nod în gât când nu mai poți vorbi. Dar trebuie să acționezi. Momentul Estera înseamnă când situația care s-a creat, există doar o singură persoană pe care o poate schimba. Și acela este cine? Cine este acea persoană? Ești tu, personal. Momentul Estera, țineți minte, Mardoheu îi spune Esterei, cine știe dacă nu pentru astfel de zi? Dacă ar fi cineva la care să apelăm, am merge, dar nu există. Există, ești doar tu, Estera. În această istorioară pe care v-am povestit-o la început, tot era, de fapt erau mai mulți, cei care puteau să nu facă nimic sau puteau să încerce cumva să salveze viața celor care erau în avion și mai mult viața celor care erau la sol, pentru că atunci când s-au lovit în World Trade Center au murit mult mai mulți oameni. În Pentagon au murit vreo 70 ceva, mai puțin ca în World Trade Center. Aici, dacă se loveau într-o instituție cu însemnătate națională, iarăși puteau fi. Deci ei au vrut să salveze vieți. Și în acea zi, acest tată Todd a fost acel Estera. Nu știu, poate pentru unii din noi momentul acesta Estera nu va fi într-o situație atât de dramatică încât ești într-un avion deturnat sau ești într-un stat unde regele a dat edict ca tot poporul tău, toată biserica ta, toți din anturajul tău să fie nimiciți. Poate nu, momentul Estera din viața ta poate nu va fi în asemenea circumstanțe foarte vitregi. Poate va fi mai ușor, poate vei fi invitat să faci ceva pentru vecinii tăi, pentru biserica ta, pentru aproapele tău. Poate te vei teme, îți va fi frică să o faci, îți vor tremura genunchii, dar va fi acel moment Estera. Spunea fratele Vitalie că este nevoie de instructori ai școlii de sabat și nu numai. Poate pentru cineva acest moment Estera va fi să fie cel care va organiza o mică grupă de studiu biblic și prin aceasta va avea un impact salvator asupra celor din jur. Vreau să mă întreb, cum credeți, ce este mai ușor? Să înveți a pilota un avion sau să înveți a modera o grupă de studiu biblic, a fi un fel de facilitator al discuției biblice? Ce vi se pare că este mai greu? Cosmin spune, este greu astăzi de lucrat cu oamenii și așa este. Cu mașinăria. Apropo, un pilot, dacă se întâmplă ceva, o situație extraordinară și trebuie să aleagă să opereze nava într-o situație când ceva se întâmplă după simțurile sale sau după aparatajul de bord. Cum credeți? Cum sunt ei învățați? Deci după simțurile personale sau după aparatajul de bord? De foarte multe ei sunt instruiți. Mă gândeam, este o ilustrație foarte bună, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Este un fel de aparataj de bord după care creștinii se conduc. Și când este o situație din asta problematică, ai opțiunea, fie să te conduci după simțurile tale, ce-ți pare ție, ce vezi tu, ce auzi tu, sau să iei Sfânta Scriptură și să te conduci după aparatajul de bord. M-am gândit că putem privi procesul de învățământ, procesul de studiu în Biserica Adventistă și nu numai, procesul de studiu într-o grupă a școlii de sabat, aș asemui eu cu o navă și cu activitatea care se întâmplă acolo.
Iisus folosea deseori ilustrații, da? Parabole. Au rămas consemnate în Scriptură vreo 57 de parabole ale Domnului Hristos. Unde el începea, a ieșit semănătorul să seamene. Sau din altă, el lua deci niște ilustrații din viața de zi cu zi. Nu știu câți din ascultătorii lui Iisus erau familiarizați cu procesul de a semăna sau cu tâmplăria. Dar cu ăsta, cred că fiecare din voi care stați aici, ați zburat. N-ai cum, poți ajunge în Irlanda și pe calea apei, dar bănuiesc că ați luat calea mai scurtă și ați zburat toți. De aceea, vă dați seama, folosesc o ilustrație care rezonează cu mintea tuturor voi. Asta e foarte greu, să găsești o ilustrație care să rezoneze cu toți, dar iată că am găsit una. Deci, a organiza un procesul de studiu în școala de sabat sau într-o grupă de studiu mic. Este asemenea unui zbor cu avionul. Există un pilot care se află în cabină, există pasageri sau cei care stau pe scaune și depind de pilot și trebuie să aibă loc un proces. Data trecută când ați zburat, faptul că sunteți aici, bănuiesc că a fost cu succes și cam așa a fost. Avionul dumneavoastră a decolat, a păstrat altitudinea și direcția pentru un anumit timp și când a ajuns la destinație, a aterizat cu bine. Așa a fost. Dați-mi voie să vă prezint o nouă perspectivă. Orice proces de studiu în biserică, în școala de sabat, poate fi asemuit cu un proces de decolare, unde este un pilot, sunt cei care participă. Acest avion al studiului biblic trebuie menținut pe o direcție și cu o anumită altitudine și după care trebuie să aterizeze. Deci dacă ar fi să asemuiesc ceea ce vreau să vă spun cu o imagine, am spus, imaginea avionului. Dacă ceea ce vreau să vă spun ar fi o adresă de site, atunci acesta ar fi site-ul. Nu încercați să căutați că nu veți găsi nimic. Nu există așa site. Există doar în mintea mea și sper că de acum încolo și în mintea voastră. Ion, ce vezi acolo? Cum este adresa site-ului? Jesus Bible. Dot, da? Spunem în engleză. Câți de ei vezi? Doi? Eu am pus trei. Ce nimeni a furat unul? Trei de I, un E și un R mic pe care l-am împrumutat din, știți, este un trademark sau se pune la produse. Registered trademark, o marcă comercială înregistrată. Cum credeți? Ce legătură are, uite, o asemenea adresă biblică cu procesul de învățământ, de studiu de la școala de sabat? De ce începe așa și nu altfel? De ce nu este 3 de I la început Jesus Bible? De ce nu este Bible Jesus și pe urmă ce urmează acolo? De ce anume ordinea aceasta? Și presupuneți ce înseamnă. Evident, orice activitate care se întâmplă în biserică, fie că este predică, fie că este școala de sabat, fie că este altceva, cineva zicea că are mult mai multe șanse de izbândă dacă este, avem noi un cuvânt în mediul creștin, cristocentric, da? Dacă focusul este persoana lui Iisus Hristos, dacă o persoană vrea să învețe să trăiască în lumea aceasta, are mai multe șanse de izbândă dacă învață de la El. Dacă o școală de sabat vrea să aibă izbândă și să fie interesantă și productivă, probabil dacă Iisus este focusul, este centrul, nucleul, atunci are mai multe șanse de izbândă. Dacă sunt frați care sunt certați între ei și nu-și mai vorbesc unii altora, există mai multe șanse de izbândă
dacă Iisus va fi focusul. Dacă nu mă credeți, vreau să vă citesc o mică poezie pe care am văzut-o săptămâna aceasta undeva, că dacă este cineva în puterea de a schimba lucrurile, atunci este El. Zece creștini mititei se împărțeau în două. Unul nu ținea cu ei și au rămas doar nouă. Nouă creștini s-au gândit că e timpul copt să îngrijească de săraci și au rămas doar opt. Opt creștini au observat anumite fapte, s-au pornit pe criticat. Și au rămas doar șapte. Șapte creștini erau buni, însă unul trase niște halbe la măsea. Și au rămas doar șase. Din șase creștini de rang, nu de opinci, unul tare s-a mai ofensat. Și au rămas doar cinci. Cinci creștini evlavioși se destrau la teatru, unul nu s-a mai întors și au rămas doar patru. Patru sfinți filozofau zilnic între ei, unul a vorbit prea mult și au rămas doar trei. Trei creștini se tot gândeau care-i mai de soi să-l aleagă în comitet și au rămas doar doi. Doi creștini, iar cel mai mic, cam iubea tutunul, a plecat nepocăit și a rămas doar unul. Așa se întâmplă și în viața noastră. Vorbea cineva despre o cernere, când din mulți rămân puțini. Dar istoria nu se termină aici. Un creștin, doar un creștin, unul ca și noi, a vorbit despre Iisus și de atunci sunt doi. Doi creștini când s-au rugat, Domnul le-a dat rouă. Harul lui a fost bogat și au ajuns iar nouă. Nouă creștini s-au unit pentru mărturie și au crescut, s-au înmulțit și acum 1000. Dacă este cineva care poate schimba balanța, dacă este cineva care poate pune pace între două inimi dezbinate, dacă este cineva care poate produce creștere în biserică, este El. Care era al doilea cuvânt din URL-ul, din adresa site-ului nostru? Știam că nu veți uita. Bible. Noi la școala de sabat, mulți au părerea eronată că noi studiem ghidul. Eu personal cred că ghidul se studiază acasă, iar la școala de sabat noi nu studiem ghidul. Nu știu de unde a apărut în dictonul nostru, în limbajul bisericesc, cuvântul lecțiune. Nu există în limba română cuvântul lecțiune. Dacă veți căuta în Dex, veți găsi că există acolo un sens lăturalnic care deloc n-are treabă cu ceea ce ne-am deprins noi să însemne. Nu există lecțiune, există ghidul de studiu și există lecția. Știți ce se numește lecția? Se numește lecția școlii de sabat pentru că eu învăț o lecție. Eu când fac un studiu sau când studiez, eu încerc să găsesc acolo o lecție care să o atribui și să o aplic în viața mea. E lecția mea, nu e lecțiune, e lecția pe care eu sunt chemat să o învăț. După care avem în adresa noastră ce urmează? Așa, punct. Punctul l-am pus doar așa pentru că rezonează. Fiecare din voi în Irlanda ați cules o adresă o adresă electronică. Și în Irlanda se termină cu IE. Dacă aș prezenta istoria asta oriunde în lume, peste o săptămână sunt sigur că lumea nu va mai ține minte. În Irlanda sunt sigur că dacă vă întreb și peste o lună, cum acolo avionul și ce era pe el?
jesusbible.ie. Veți ține minte, pentru că în Irlanda noi ne confruntăm în fiecare zi cu extensiunea de site AI. Ce însemnează cei trei de I? Unii cred că la școala de sabat valuta forte sau valuta cu care operează instructorul într-o grupă este informația. Nu este informația. Dacă ar fi informația, atunci noi doar ne-am informa unii pe alții și pilotul sau instructorul școlii de sabat al grupei nu ar ține decât un seminar de istorie. Da? Am vorbit despre David, am vorbit despre Samuel. V-aș spune că David a scris din cei 150 de psalmi care sunt consemnați, 74 i-a scris David, și așa mai departe, și am plecat toți acasă. Deci dacă la școala de sabat are loc doar informare, este doar un singur I în adresa noastră electronică, atunci școala de sabat nu-și atinge ținta. Și este foarte plicticoasă. Informația trebuie să aibă loc și este. Noi operăm cu informația. Dar mai sunt ceilalți doi de I. Unul este inspirație și altul este interacțiune. Ce înseamnă a inspira pe cineva? Despre oamenii artelor spunem că el a avut inspirația să picteze nu știu ce tablou. Sau Handel a avut marea inspirație să compună opera Mesia, care sună așa, parcă e din ceruri. Ce înseamnă a inspira pe cineva? Ați gândit vreodată? Ce înseamnă a inspira? A inspira pe cineva înseamnă să-i însufli ideea și gândul că el trebuie să facă ceva și poate să o facă. Deci acel pilot din avionul nostru al școlii de sabat, în cazul acesta, în afară de informație, el are misiunea de a inspira membrii grupii săi, de a ținti tot mai sus, de a găsi în Sfânta Scriptură acele lecții pe care le poți aplica și a trăi mâine cu Iisus mai aproape decât am făcut-o ieri și poi mâine mai mult. Și interacțiunea este comunicarea. Cineva îmi zicea, păi nu pot să merg ca instructor la școlii de sabat pentru că eu nu pot să predic grupei mele. De undeva avem ideea eronată că instructorul școlii de sabat este chemat acolo să predice. E adevărat. Instructorul școlii de sabat este acolo să modereze și să pună întrebări în primul rând. Vreau să vă întreb, atunci când ați zburat cu avionul, cât de mult a vorbit pilotul dumneavoastră? Câte bancuri v-a povestit pilotul? Dați seama, după ce a decolat avionul, vă spune, astăzi în meniu avem sandwich cu cutare, cu cutare, dați să vă mai spun un banc. Evident, piloții nu vorbesc mult. Nici chiar atât, un instructor al școlii de sabat, dar el trebuie să rețină totdeauna pentru că nu el acaparează discuția, nu el vorbește tot timpul. Dacă un instructor, un pilot din ăsta vorbește tot timpul, înseamnă că acel avion nu zboară cum trebuie. Deci, ce se întâmplă în acest zbor în care oamenii, pilotul, își ia grupa într-o călătorie spirituală de descoperire a adevărurilor din Sfânta Scriptură pe care le poate aplica în viața personală? Este loc de informație, dar dacă rămânem doar la informație, e rău. Trebuie să fie loc și de inspirație și de interacțiune. Și acel I de la sfârșit, e, în limba engleză îi spune, sau în mintea mea, vine de la encouragement, încurajare. Oamenii din grupa noastră, din biserica noastră, vecinii noștri sau cineva, trebuie încurajat. Și încurajarea poate avea două sensuri.
m-am gândit că în orice grupă de școală de sabat și în orice biserică, în închinare în sabat, vin două tipuri de oameni. Țineți minte, Iisus spunea o parabolă despre unul vameș, care a venit la templu, s-a prăbușit jos, se bătea cu pumnul în piept și ce spunea? Ai milă de mine. Și a venit altul, de exemplu, adventist în a treia generație, care știe jumate de Biblie pe de rost, dar cumva el poate fi caracterizat cu acele cuvinte care sunt scrise în Apocalipsa. Te-ai îmbogățit, ai și cu tare, și cu tare, și cu tare, și nu duci lipsă de... Vai de omul care ajunge, nu contează că e proaspăt, vine la biserică sau este adventist în a treia generație. Vai de omul care ajunge la un moment dat, ca în inima lui, să creadă că nu mai are nevoie de nimic. Care nu mai crede că poate crește. Și atunci, responsabilitatea instructorului școlii de sabat și a oricărui predicator este pe cel care e jos, care e de praf, care e murdar, să-l ridice prin mersul discuției. Ăstuia ai nevoie să-i spui versetul de aur din Biblie, ai nevoie să-i spui că Dumnezeu a promis că perii capului lui sunt numărați, așa de bine îl cunoaște. Are nevoie să-i spui versetul când Dumnezeu zice, dau popoare pentru tine. Are nevoie să-i spui că Iisus l-a săpat pe brațele sale. Are nevoie să-l ridici încurajarea. Iar ăstuia, tot trebuie să-l încurajezi, numai că trebuie să fie o încurajare pe invers, pe anapoda. Ăstuia trebuie să-i aduci exemplu când Iisus spune pilda, samaritanul milos. A trecut un pastor adventist, asta în traducerea Cornilescu spune că era un levit, în traducerea după Sergiulescu, zic, a trecut un pastor adventist și avea treabă la comitet, a trecut mai departe. A trecut un presbiter sau un instructor școlii de sabat, s-a dus mai departe. Și a venit un cine? În traducerea mea scrie un romano-catolic. Cine poate fi mai puțin așa iubit de un adventist decât un romano-catolic care spune că papa e bravo, noi ne închinăm lui papa, dar el. Și a luat timp să-l îngrijească pe celălalt și a spus, dacă va mai fi nevoie, sunt gata să mă cheltui și mai mult. Asta demonstrează că Iisus privește la oameni altfel. Ăstuia, care e prea sigur pe sine, trebuie în mersul discuției să-l aterizeze puțin, să-l încurajeze că răspunsurile și mântuirea sa tot de la... Ăstuia, cu coroană pe cap, ai nevoie să-i spui cazuri când, țineți minte, o femeie a venit la Hristos cu rugăminte și Hristos a spus, a numit-o, să spunem așa, câine de gen feminin. A zis, păi, fărâmeturile, și a spus, păi da, dar și căței se hrănesc. Și este unicul vocativ din Sfânta Scriptură. Iisus spune, o femeie, n-a mai spus nimănui Iisus, nimănui. Plus, a mai venit unul sutaș roman și Iisus n-avea cum să ajungă și ăsta a venit și a spus, Iisuse, nu te mai chinui, nu trebuie să faci naveta. Spui un cuvânt și gata, este, ăsta se vindecă. Eu tot așa fac cu soldații mei. Și Iisus, în cazul femeii și în cazul sutașului, a spus ceva care n-a spus despre nimeni. A spus despre ei ambei. Nici măcar la Ierusalim n-am găsit asemenea credință. În traducerea după Sergiulescu zice așa, nici măcar la conferința generală nu am găsit asemenea credință. Ăstuia, din dreapta, trebuie să-i spui că Iisus privește altfel la oameni. Deci, este I. Este informație, nu veți uita, sunt sigur. Este inspirație, este interacțiune. Și este încurajare. Vreau să mai spun un lucru. Treaba principală a instructorului în școala de sabat este să pună întrebări. Și întrebările pot exista de trei feluri. Eu cred că sunt întrebări rele, există întrebări bune și există întrebări super bune, cele mai bune. Cum credeți voi?
De care întrebări ar fi bine să sune să fie puse la școala de sabat? Întrebări rele, întrebări bune sau întrebări super bune? Cineva zicea despre cărți. Mă, nu citiți cărțile bune, că nu vă mai rămâne timp să le citiți pe cele mai bune sau foarte bune. Sunt foarte multe cărți bune în lumea asta, în afară de Biblie. Dar dacă te apuci să le citești pe cele bune, nu-ți mai rămâne. Viața omului e scurtă. Câte cărți poți citi? Lecția școlii de sabat e scurtă. Câte întrebări îți reușești să poți adresa într-o școală de sabat? Întrebările rele. Întrebări care țin de sfera politicului. Măi, dar tu cu cine ai votat? Întrebări de financiare. Dar tu cât câștigi? Ce salariu ai? Întrebări prea personale. Dar tu de ce sabatul trecut te-ai uitat așa rău la mine sau i-ai spus... Zici, îmi spunea cineva că într-o comunitate, un pastor bine cunoscut și iubit de mulți, probabil și de aici din sală, Iacob Coman, la întâlnire dintr-o biserică, i-a strâns copilașii și i-a întrebat copilașii: măi copii, dar voi i-ați văzut pe mama și tata cum fac dragoste, să o spun așa, mai moale? Ăștia mai mari din biserică s-au cam scandalizat. Eu nu știu care a fost intenția teologică a fratelui Iacob, ce învățătură vroia să scoată, dar au fost unii maturi care au fost ofensați de întrebarea asta. Deci, există întrebări rele. Întrebările rele nu le adresăm niciodată în școala de sabat. Asta e clar, asta înțelege fiecare. Ne-au rămas întrebările bune și întrebările super bune. Întrebări bune. Cine este Iosif? Răspuns. Iosif este fiul lui Iacov. De ce a ajuns Iosif în închisoare? Răspuns. Pentru că n-a vrut să se culce cu soția lui Potifar. L-a salvat Dumnezeu pe Iosif din închisoare? Da, l-a salvat. Sunt întrebări bune? Sunt întrebări bune. Dar nu sunt întrebări suficient de bune. Un instructor în școala de sabat trebuie totdeauna să tindă să pună întrebări dintr-o singură categorie, din cea de-a treia. Întrebările cele mai bune. Întrebările super, foarte, extra, mega bune. Și dacă reușești să-ți creionezi din studiu vreo 6-7 astfel de întrebări, în engleză îi spune thought-provoking questions, da? Întrebări care îți stimulează... O întrebare extra bună, din același context cu Iosif. Iosif este fiul lui Iacov, el n-a vrut să se culce cu soția lui Potifar, din cauza aceasta a ajuns în închisoare. Cum credeți, de unde Iosif, într-o țară străină, neavând susținerea bisericii din care facea parte, neavând susținerea familiei din care facea parte, de unde el a avut puterea de a rămâne credincios Domnului? Ei, și aici, la întrebarea asta, pot fi diverse răspunsuri. Voi ce ați răspunde? De unde Iosif și-a găsit puterea? Spuneți mai tare. Cineva spune relația cu Dumnezeu. Alte răspunsuri? Educația, cu ce a venit bagajul de acasă. Alte răspunsuri? Duhul lui Iisus. Chiar dacă nu știa pe Iisus. Iisus a venit mai târziu. David și Iosif și nu l-au cunoscut pe Iisus. Bun. Alte răspunsuri? Mai tare? Situațiile dificile care au venit în viața lui a trebuit să facă față singur la un moment dat și a fost posibilitatea de a face cu Dumnezeu. S-a călit în trecutul lui. Vedeți? O întrebare super bună nu are un răspuns poate 100% definit. Pot fi câteva răspunsuri. Pot fi răspunsuri toate bune. De aceea... Un instructor la școala de sabat trebuie totdeauna să pună, să adreseze cele mai bune întrebări. Cum credeți? Când știe un instructor al școlii de sabat că avionul său în care el este pilot, are pasagerii în spate, să zicem că lucrările de la sol au fost toate făcute,
S-a pus combustibil, s-a luat gunoiul, s-a adus mâncare, nu știu ce se mai întâmplă acolo într-un avion. Toți stau. De unde știe un pilot în grup, al grupei școlii de sabat că avionul său s-a desprins de pământ, că a decolat, că nu stă încă la sol? Cum credeți? În ce moment își poate da seama un pilot al avionului grupei școlii de sabat că avionul său a decolat, s-a desprins de pământ? Există interacțiune? Când am pus o întrebare din asta, thought-provoking question, da? O întrebare care stimulează, și a zburat o mână în aer și cineva s-a oferit să răspundă, el poate fi sigur că avionul său încet, încet a decolat. Așadar, nu vă spun toate secretele, multe din informațiile acestea erau super secrete, doar pentru instructorii școlii de sabat, cu care vom rămâne după și vom mai discuta anumite secrete. Vreau să vă spun că un instructor de școlii de sabat este și un traducător. Nouă ne se pare că ceea ce avem noi în mintea noastră, automat, poate fi și în mintea altuia. Dar noi oamenii suntem foarte diferiți. Și vreau foarte mult să vă rugați pentru fratele Ciprian, pentru fratele Nelu Prida, care lucrează cu tinerii și adolescenții noștri. Vreau foarte mult să vă rugați pentru sora Viorica, sora Veronica Nour, sora Tatiana Florea și toată echipa din departamentul copii care vor lucra cu copiii. Pentru că este una să lucrezi cu adulții și cu adulții ai nevoie de traducere. Dar cu adolescenții ai nevoie... fratele Vasile Chelban nu este, fratele Mihai Penica ar putea confirma, el cunoaște. În IT, atunci când vrei să transmiți un pachet de date de la emițător la receptor, atunci datele acestea se transmit cu un fel de așa numit checklist, cu o listă în care în lista aceea se conține informații despre conținut. Și atunci de la receptor se întoarce un răspuns, așa numitul protocol ACNAC sau Acknowledge Not Acknowledge. Dacă receptorul dă acest acknowledge, informația va fi transmisă. Dar dacă este NAC, not acknowledge, niciodată. De multe ori, biserica încearcă să transmită un mesaj lumii în care trăim noi acum. Dar dacă protocolul, diavolul a schimbat protocolul, noi încercăm să transmitem una, dar acolo, la receptor, protocolul este schimbat. El n-are cum să primească și atunci primim. De multe ori aceasta se datorează limbajului de lemn din biserică. Mielul junghiat al lui Dumnezeu. Și asta eu spui unui om care el nici măcar n-a tăiat o găină în viața sa. Cumpără carnea de la Lidl și el nu știe ce înseamnă mielul junghiat. Pana inspirată, spiritul profetic. Există anumite cuvinte pe care noi, dacă vrem să ajungem la lumea care ne înconjoară, va trebui să le simplificăm, va trebui să ne aliniem protocolul nostru la protocolul receptorului. Și foarte mult aceasta depinde de instructorul școlii de sabat. În primul rând, trebuie să ne debarasăm noi, cei care suntem, de limbajul ăsta de lemn al bisericii, să vorbim într-o limbă care să înțeleagă marea majoritate a unui om... statistic vorbind, care poate înțelege știrile. Deci un limbaj neutru, nu un limbaj bisericesc, pentru că limbajul bisericesc nu va ajunge. Și în biserica noastră, am spus, frații care se ocupă de copii, frații care se ocupă de adolescenți, tineri, ei trebuie să ia mesajul pe care noi îl avem din Sfânta Scriptură și așa să-l transforme, să-l traducă ca receptorii. Dacă emițătorul e pe analog încă și receptorul e pe digital, niciodată mesajul de la analog nu se va transmite la digital. Cei care cu tehnica o au puțin înțeleg ce vreau să spun. Dacă tinerii noștri în biserică sunt deja digitali și noi venim cu informații de analog,
nu se va primi acel semnal și nu se va primi. Vă văd că ochii voștri spun, frate, ne ajunge atât. Sunt receptiv la faptul că timpul este cea mai mare resursă pe care o avem. Vă doresc în continuare un sabat binecuvântat. Vă doresc să, atunci când veți fi în grupele școlii de sabat, să susțineți prin participare instructorul, să dați ce aveți mai bun ca, țineți minte, acei pasageri despre care v-am spus la început. Când s-au așezat pe scaune, erau 33 de străini. Când s-au sculat de pe scaune, erau ca un singur om. Dorința mea este ca și biserica, când stăm aici, să nu fim pur și simplu o grupă de oameni care străini care stau pe scaun, ci când facem anumite activități, oricare ar fi ele, să avem un simțământ că suntem un singur om. Vă invit să ne rugăm pentru aceasta.